Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. După cum vedeți, suntem la găini, suntem la taifun. Astăzi vreau să vorbim pentru că am avut câteva întrebări și tot am văzut că este un lucru care se tot întreabă dacă este bună pâinea sau nu la găini și cât de bună este sau dacă nu este bună. O să vorbim pe parcursul videoclipului, rămâneți alături de mine. Și vreau să vă zic că da, pâinea este bună. Înainte de a începe videoclipul, vreau să vă zic de ce am început aici la găini, la taifun, pentru că Răzvan Viața la Țară a zis că vrea să filmăm de aici, de la găini, de la taifun astăzi. Și atunci am zis, dacă tot facem acest clip, să începem de aici. Eu am urunțit pâine. Aici au venit și pui aici la mine, pentru că din când în când le mai dăm, ați văzut și voi. Și înainte de a începe, mai vreau să vă spun că nu știu dacă v-ați uitat la noi pe live, dar am dat drumul la live la Ghiță și azi am făcut curat la Ghiță și am făcut curat și la Adolf, într-adevăr. M-a ajutat și Alex, pentru că fără Alex nu aș fi reușit. Și acum haideți să trecem la subiectul nostru despre pâine la găini și vreau să vă spun că da, pâinea este bună, prieteni, la găini se poate da pâine la găini, dar trebuie să avem grijă la câteva aspecte dacă vreți să dăm pâine la găini. O să începem cu lucruri despre să vorbim de ce este bună pâinea la găini și după aia la ce lucru putem să fim atenți. Pâinea este bună la găini, prieteni, pentru că știm că pâinea conține drojdie și drojdia ajută găinile să facă ouă și mai ales, uite ce măciugulit, mai ales în perioada asta cum năprălesc găinile și au nevoie de un plus de vitamine 6, atunci încercăm să le dăm pe cale naturală și da, este bună pâinea și puteți să o dați ruptă bucățele mărunte, cât mai mărunte să fie bucățelele, sau puteți să le înmoiați în apă și să faceți cu ce dați de obicei de mâncare și să mai puneți și ceva pe lângă. Dar da, și se poate da și la găini, și la pui, și la rățuște, dar trebuie să avem grijă la unele aspecte dacă vrem să dăm pâinea. În primul rând, pâinea nu are voie să fie proaspătă, pentru că nu este bună proaspătă la găini, pentru că se pot îmbolnăvi găinile. Nu are voie să fie pâine stricată cu mucegai, deci aia nu putem să o dăm absolut la niciun animal, nici la iepuri, nici la nimica. Nu avem voie să dăm pâine tare sau uscată, pentru că, după cum știți, ele, găinile nu pot să țămuște, ele doar pot să rupă, să smulgă și atunci nu este voie, deci trebuie să le dăm mărunțită și nu avem voie să dăm pâine tare. Prieteni, dacă îi pune pâinea mai tare, înmuiați-o, sau dacă are coajă tare, cel mai bine înmuiați-o ca să nu o mănânce găinile, că poate să le facă rău și atunci intervin alte lucruri. Pe mine ori învălit puișorii, de-a mereu cana corintrat aici la găini. Dragii mei, putem să dăm pâine la găină, dar cu moderație, de 2-3 ori pe săptămână este ideal, deci nu zilnic. Și nu trebuie să fie pâinea ca mâncare de bază pentru găini, ci sau înlocuitor de mâncare. Pâinea la găini o dăm ca și, cum s-ar zice, un bonus pe lângă mâncarea pe care el o mănâncă de obicei și putem, v-am zis, să o muiem și să o facem altfel. Este foarte bună și este sănătoasă, dar trebuie să avem grijă la unele aspecte și nu trebuie să dăm atât de mult. Nu trebuie în exces. Trebuie să avem grijă. O să mergem să dăm la găini pâine și vreau să mai vedeți între timp și puișorii și o să ajungem și la Adolf în față și la Ghiță și nu uitați, de seară este live, la ora 7:30 am modificat live-ul. Haideți să dăm drumul și să dăm un pic la găini, pentru că puișorii noștri de Americana cam își doresc pâine, așa că haideți să le dăm. Acolo la găinile cele negre a scăpat și o găină de Columbia. O să dăm pâine și la ăștia și o să mergem să dăm și la pui. Aici au intrat cu noi și pui de Americana și cocoșelul. O să-i scoatem după aia afară. Nu o să stau chiar așa mult pentru că vreau să apuc să fac și curată la restul găinilor, pentru că în față am făcut la găini. Și de aia am zis, pâinea trebuie mărunțită, mărunt să o dăm. Nu avem voie să lăsăm pâinea să fie mare și putem să dăm lejer la găini, dar după cum v-am zis, cu moderație. Nu trebuie dată chiar așa mult și oricum pentru ele, oricum n-a, este și distractiv. De Răzvan ți-l arăt și pe taifun, că tot ai zis de el, ți-am zis că o să filmez astăzi cu el, dar
Nu o să intru înăuntru la el pentru că știți că și el este destul de agresiv și nu intrăm la el. Eu fura puiul de mătase. Astea negre, găinile și nici Adolf nu este agresiv cu restul puilor dacă intră la el. Deci că intră puii că alea la gardă așa și poate să intre puii la ei, dar nu sunt agresive găinile. Ca și astea de Columbia. Astea de Columbia într-adevăr sunt un pic mai agresive. O să dăm și la puia spate, la toți afară, câte un pic. Numai da, nu trebuie să fie pâinea proaspătă, trebuie să fie pâine mai de o zi, două, deci nu pâine chiar proaspătă să dăm. Și cocoșelul nostru a venit de Cochinchina. O să dăm și la găina asta care e bolnavă aici, care are probleme cu picior... Co-co-co-co-co-co! Cu piciorușele care îi... Ținută separat, uitați ce mare e și puiul de mătase japoneză, dacă ați văzut în comparație cu găina. Da, la noi aici e agitație înăuntru, pentru că le-am dat să mănânce pâine și toți vor toți. O să pun un pic pe pauză să mai rup pâine și după aia o să-i mai filmăm. Am roțit, prieten, pâinea. După cât vedeți, am lăsat coaja că mă grăbesc și n-am avut timp să o mărunțesc așa bine, că coaja trebuie extrem de bine mărunțită, așa că am luat numai miezul de la câteva felii. Avem aici o pâine mare, dar oricum nu o să dăm toată azi la găini. Și cojile o să le las și o să dăm la iepuraș, o să le punem la uscat și să dăm la iepuraș, tărâmat tot. Deci cojile de pâine le dăm la iepuraș, punem bine la uscat și putem să dăm lejer la iepuraș. Acum mergem să dăm și la astea lanți pui și vreau să vă arăt un pic și puișorii. Și după aia mergem și în față la găini și eu o să vă las după aia, că mă apuc și eu de treaba mai departe. Vedeți că aici avem găuri din astea așa la gard și pe acolo poate să treacă puișorii. N-am scos ieri deloc, n-am scos afară mătasea japoneză pentru că era, prietenii, ploaie, frig și ieri n-am scos deloc mătasea japoneză afară, așa că azi ne-am dat drumul. Am lăsat aici deschis. Dacă iasă și găina elantă, că una mai ieși, una dincolo, a ieșit și ea, n-are nimic, astăzi ia un pic și mai ciugulește. A venit și găinușa de Cochinchina. Putem să le dăm și mai mult și mai puțin, numai trebuie să avem grijă cu pâinea și putem să dăm și pâine din asta albă și putem să dăm și pâine din aia neagră de secară. Deci orice tip de pâine se poate da la găini, numai trebuie să avem un pic grijă cu pâinea. La unele aspecte chiar să avem mare grijă și nu trebuie să-i dăm ca să fie ca mâncarea de bază, ca să vorba aia să săturăm pui, doar de așa ca să... Deci nu trebuie să-i săturăm. Mai agită și ei un pic. Hai, uitați ce frumos arată așa colorat, mai multe rase de găini, mai multe culori. Ce cor acolo care vrea și ea să intre. Vedeți cocoșelul de-a mereu cana? Ce frumos e ăla cu coada lungă. Da, o să mergem repede și la astelante găini să le dăm și lor. Da, Cora. Vreau să vă arăt aici repede ce frumos mi-am prolit floarea. Uitați ce frumoasă e. O să mergem și din coș la găini. Nu, Cora. După aia venim să ne apucăm de curățenie. Dau și ție o bucățică. Na. Să rășesc cu o mână să mă descurc. Cora, du-te! Cora, pui! Cora! Cora! Urechile în buzunar. Cora!
pui. Da. Asta am dat conservă. Fac karate cu Cora. Cu venim și Țițu. Cora fui. Gata, Cora, că asta e pentru găini. Cora. Cora fui. Ha? De la fui a ajuns șezi. Ceva am făcut. Mai avem un pic. Să mai dăm și la stelante. Da, Cora, tu vrei tot. Cora fui. Cora. Ai urechile în buzunar. Gata. Gata, Cora. Cora, gata. Cora fui. Cora, nu mă mai certa. Da, aici o da și Alex mai devreme la găini, că aici am făcut curat și am și filmat. Le-am și filmat. Aici e Adolf. Acum îl vedeți pe Adolf, acolo smuls Alex alea, ce erau niște crengi și acum ori scormonici ele. Co. Și aici e Ghiță. Gata, Cora, fui! Cora! Vreți voi tot. Uite că e gol. Dezamăgire. Și aici afară am măturat un pic penele, dar nu prea pot să le măture așa bine. Acolo mai am de adunat pentru că am făcut curaj și am lăsat repede acolo că m-am dus să filmez, ca să apuc să filmez ceva și după aia să le duc și să mă apuc de curățenie. Acolo jos, dacă vedeți, acolo așa e camera. Acolo e camera de supraveghere. Când tipă live, acum merge pe live. Acolo e camera unde se vede în partea asta, trebuie să o mutăm un pic, nu m-am zis că nu mai mutăm acum până vedem noi cum facem. Urzicile alea le-am lăsat acolo pentru decor la găini. E o cameră foarte bună, o să fac un clip zilele astea să vă arăt exact ce cameră îi. Că v-ați mai întrebat de cu ce cameră filmăm și asta este o cameră foarte ok, foarte bună. O să vorbim un pic în zilele următoare și despre cameră, mai mult ca sigur că acum cine e pe live să mă aude cum vorbesc. Da, și Pepsi aici. Și da, dacă sunteți pe live, acum am auzit cum vorbesc, că se aude bine de la camera aia. Noi să ne vedem de seară pe live, prieteni. Și nu uitați, cu pâinea este bună la găini, dar trebuie dată moderată. Cu moderație, nu putem să dăm în exces. Și am vrut să fac acest clip pentru că ați pus multe întrebări și am văzut multe articole că este bună sau nu este bună pâinea și vreau să vă zic că pâinea este bună pentru găini, dar cu moderație, deci nu trebuie să-i dăm extrem de multă și nu trebuie să luăm pâinea ca și o vază de mâncare pentru găini, adică să dăm numai pâine și altceva să nu mai dăm. Dar dacă îi mai dăm așa de 2-3 ori pe săptămână, între mâncarea care noi o dăm de obicei la găini, este foarte bună și este sănătoasă și chiar poate să ajute găinile, dar v-am zis, trebuie să aveți grijă ca să nu fie pâine tare, să nu fie mucegăită, că dacă este pâinea mucegăită, prieteni, aruncați-o la gunoi sau la compost, nu mai dați absolut la niciun animal și nu trebuie să fie pâine tare. Trebuie să avem grijă să fie mărunțită și cu coaja trebuie să avem mare grijă să fie măruntă, măruntă, ruptă sau dacă e pâinea mai tare înmoiată, dar să nu fie mucegăită. Sper că v-a plăcut acest clip care l-am făcut eu pentru voi. O să ne vedem data viitoare, dragii mei. Până atunci, aveți grijă de voi. Vă salut cu respect, numai bine. V-am pupat și pe data viitoare. Ciao, ciao!